Sărbătoarea Sfântului Antonie de la Jezărul Vâlcii i-a adunat astăzi în rugăciune pe românii din Vilborg. Sfânta Liturghie a fost oficiată de preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, în biserica românească din oraș. În continuare, preasfinția sa a oficiat taina Sfântului Botesc pentru un tânăr danez. Taina Liturghiei iată a fost încununată cu primirea în sânul familiei noastre duhovnicești a unui nou membru. Poate că vă gândiți la un copilaș, că noi de obicei botezăm copilașii, însă vreau să vă anunț cu mare bucurie că astăzi, de sărbătoarea Sfântului Cuvios Antonie, de la Iezerul Vâlcii, l-am primit în sânul familiei noastre duovnicești pe un tânăr de 34 de ani. Este vorba de Antonie, poftește Antonie, care este danez și care astăzi a primit taina Sfântului Botez, devenind cel mai proaspăt și nou membru în comunitatea noastră eucharistică. Îi dorim să se mântuiască la oaltă cu toți cei care încă sunt pe calea pierzării, sunt în întunericul necunoștinței și încă nu sunt luminați de lumina adevărului. O să-i cântăm la final și la mulți ani, mai bine zis, la mult rai! fiindcă aceasta este urarea cea mai frumoasă pe care trebuie să ne o facem unii altora în momentele deosebite din viața noastră. La toate aniversările, eu obișnuiesc să le spun tuturor la mult rai, fiindcă noi nu suntem făcuți pentru lumea aceasta. Ne trăim viața biologică cu bucurie, cu noimă. Fiind darul lui Dumnezeu, însă, noi, iubite frate și iubite soră, suntem făcuți pentru rai. Nu suntem făcuți pentru această lume trecătoare, ci suntem făcuți pentru împărăția cea veșnică, pentru raiul desfătării. Mâine, Ierarhul va săvârși Sfânta Liturghie în parohia Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Icast.